The Glowing Garden, cea mai nouă atracție din Julius Gardens, care se află la Julius Town, lângă Julius Mall, bineînțeles. Sunt prea multe Juliusuri, da, asta este. Deci, această expoziție este una deosebită de oarece sunt tot felul de animale realizate sub formă unor instalații luminoase. Unele sunt realizate din tuburi cu LED, iar altele sunt realizate pe o structură metalică care este îmbrăcată cu un fel de mătase colorată, pictată, și acestea au lumini în interior. Deci sunt în jur de 170 de instalații luminoase în o zonă îngrădită a grădinilor Julius, deoarece, da, aici trebuie să plătim și intrare. Ceea ce mi s-a părut ciudat, deoarece majoritatea expozițiilor care s-au realizat în grădinile Julius până acum nu au fost taxate. Da, în sfârșit, aici avem o taxă de intrare, care este de 35 de roni adulți, 30 pentru copii cu vârsta între 3 și 18 ani. Și 30 de lei au și pensionarii taxa de intrare. Există și un pachet pentru familie, unde la 120 de roni puteți intra 2 adulți plus 2 copii, iar copiii sub 3 ani au intrare gratuită. Plata se poate face și cash și cu cardul. Mie mi s-a părut cam scump, ținând cont că a fost o expoziție destul de mică, adică destul de repede am văzut tot ce era de văzut. Da, erau interesante, erau drăguțe, în special copiilor, cred că le va plăcea, dar mai multe 10 minute chiar nu am petrecut în această locație, așa că acum știți voi dacă pentru voi merită sau nu să dați acești bani. Sunt interesante exponatele, de la animale, la dragoni, la fructe și legume, nu cred, numai fructe erau, da? Sunt și câteva personaje umanoide și acestea se și mișcă. Unele dintre ele sunt mobile. Și în general, ele sunt frumoase, nu am ce să spun, dar nu știu dacă merită neapărat taxa aceasta de intrare. Expoziția aceasta se desfășoară între 29 ianuarie și 24 martie, așa că mai aveți timp ca să o vedeți, și se deschide între orele 16 și 22, pentru că totuși trebuie să fie seara și întuneric ca să vă puteți bucura de tot spectacolul acesta de lumini. Sper că v-a plăcut acest videoclip, această prezentare și că v-au fost utile informațiile. De aceea vă rog să vă și abonați și să dați un like pentru acest clip și ne vedem data viitoare. Vă las cu ultimele imagini de la această expoziție interesantă. Ciao, ciao!